Oh, what from? Um carro. Vamos ver se posso. Ah, me tem nada de ter. Mergem com. O moro în mama unde o săptămână? Cum să vezi? 25 de ani. Domnul Robert m-a fost foarte amat în și ai tot o lume pentru un crim. Doamnă, vă rog. Probabil că e mort. A murit deodată, a căzut la pământ și a pierdut cunoștința. Versiunea dumneavoastră, probabilității că probabil vor lăsi cei obor, este probabil. Foarte probabil. Și Poisson. Reprezentanții Ordinului Statisticienilor. De ce credeți că anume ei trei? Face parte din același ordin. Nu, este destul de banal. Pentru ce cuiva să lichideze un ordin al statisticienilor? O, asta. Statistica sfârșește pravul într-o nouă etapă. Această etapă este în special caracterizată de utilizarea calculelor probabiliste. Și totuși, nu văd nicio legătură. Pentru ce cuiva i-ar trebui să lichideze acest ordin? Acest ordin contribuie la dezvoltarea etapei. Imaginează-ți faptul că poliția vrea în stare să calculeze cu pintoarele crimei din crimele precedente. Ce-a lăsat că luați? Oare cum e convenabil asta? Watson? Probabil de urma mea e un ucigaș. Ați auzit de obiectul nou introdus în programul universitar? Matematica? No! Statistica! Statistica? Și statistica? Statistica! Lasă-te-a! Stea! Nu, lasă! Lasă-te-a! Dar pentru ce ții tricard? În caz de le pierd primele două,
Știi, studiază statistica. Dați să vă zic, studiază lucrarea lui Carl Persson și Robert Fischer, autorii lucrării metode statistice pentru cercetări știin, în care au elaborat teoria tragerii concluziilor din datele observate. Ați înțeles? O să citiți și totul vă va fi clar. În lume se organizează și congrese naționale de statistică. Că mai bine de 18 ani, mă uite ce acolo! Song I wrote, and you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Is all that you've given me. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Și încă am mai făcut un sondaj azi la lecție. Apoi am făcut concluzia că tocmai 2 din 10 studenți învață în echipă, dar 3 din 3. Da, cu ei pe măs, dar nu i-a zis că ne-a măs. Ce s-a întâmplat? Mi-am să-mi pun în ochi. De ce vorbești fâfâit? Da, pe făcut, eu sunt fată. Dar în schimb, a fost ieșințământ. S-am constatat că în CSBC anul ăsta au venit 320 bobosei. Dar pe asta spunești că 30% din total studenților, nu-i așa? Da, da, smooth, dar după sesie e rar, că 29-35 o să zboare. A, nu da, nu da. Și bine, dar de cum trebuie să plecăm? Unde scrie bun, colo sau încolo? În partea cealaltă. E bun, eu mă duc eu, dar pădă. Și eu pădă-i